Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele! Bun venit la canalul Frumuseții Vârstei Elegante! Bun venit la comunitatea noastră! Dacă sunteți pentru prima dată, vă îndemn să vă abonați! Dacă aveți curaj, scriți și comentarii, lăsați un like! Aceasta ne ajută să creștem comunitatea! Astăzi, un filmuleț cerut de la voi cum îmi îngrijesc eu podoaba capilară. Podoaba care, mulțumesc Domnului, mi-au transmis-o prin ereditate părinții, dar cu vârsta se cere să menținem podoaba capilară frumoasă și sănătoasă. Pentru aceasta, eu respect cele 8 principii ale sănătății. Nutriție, exercițiu fizic, apă, temperanță, aer, soare, odihnă, credință. Menținând aceste 8 principii ale sănătății, desigur că îmi vor face bine pentru podoaba mea capilară. Și desigur că mai fac de ceva. De 2 ori în zi îmi fac masaj cu așa un peptene. Un peptene, dacă țineți minte, aceste peptene făcute din oase, este foarte dur, este foarte, vedeți că și fără dințișori aici, dar îmi place că masează bine, bine pielea. Îmi fac 40 de mișcări în toate părțile, la partea occipitală, la partea tâmpli, la tâmpi, la frunte, pe vârful capului, în toate mișcările îmi fac în toate direcțiile, îmi fac masaj în toate direcțiile, 40 de mișcări. Mai am încă un peptene din turmalină. Cândva foloseam perile, acum am trecut la aceste două peptene. Peptenele din turmalină axează, îmi scoate oboseala, îmi îmbunătățește circulația sângelui, îmi... Iubesc foarte mult măștile naturistice. O să vă atașez în descriere masca din gelatină. Dar mai fac o mască, mi-aplic o mască foarte, foarte iubită de mine, o dată în săptămână când merg la saună. O mască foarte, foarte ușoară, la fel de preparat. Deci, pentru masca mea preferată, voi lua un gălbenuș. Gălbenușul care conține lecitină, dar noi cunoaștem că cunoaștem că membrana celulară conține lecitină. De aceea gălbenușul are un efect de întărire a membranei celulare. O lingură de ulei de măsline. De dorit, uleiul de măsline să fie calitativ. Amestecăm foarte, foarte bine. Uleiul are efect de emulgator și de protecție părului. De ce amestecăm bine, bine, fiindcă vom adăuga coniac, dar coniacul, pentru ca să nu închege gălbenușul. Gălbenuș de sub găinușă proaspăt, vedeți ce galben, ce gălbenuș galben. Gălbenușul cu efect de hrănire a rădăcinii părului. O lingură de coniac. Puteți să luați și țuică sau vodcă. Principalul să fie calitativă. Ingredientele active a coniacului stimulează circulația sângelui și are un efect astringent. Tonizează și întărește rădăcina. Iată așa măsculița pentru păr. O aplic foarte minuțios la rădăcina părului și țin timp de o oră jumate,
două, mai ce îmi place și bule, spăl părul cu șamponul Tayan, cu acid hialuronic, cu laminarea, cu fucus. Acidul hialuronat hidratează, laminarea asta e varză de mare, care întărește la fel rădăcina, acidul salicilic restabilește pH-ul pielii și fucusul dă volum la păr. Este foarte ușor de aranjat părul după folosirea acestui șampon. Vreau să vă spun că nici nu am nevoie ca după acest șampon să aplic un condiționer sau un balzam. Găsiți acest șampon pe site-ul Sănătate îmi dă. Ca doamnele și domnii din comunitatea noastră să încerce și remedii noi, remedii care voi le propuneți. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte filmulețe. Cu drag de voi, Veronica Sandul, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. La revedere! Dar dacă voi mai cunoașteți și alte metode care voi le folosiți, mă voi bucura să le scriți în comentarii pentru ca doamnele și domnii din comunitatea noastră să încerce și remedii noi, remedii care voi le propuneți. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte filmulețe. Cu drag de voi, Veronica Sandul, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. La revedere!